episodul 2. O nouă zi, o nouă aventură alături de micuțul Teo. Să fii bună chiar este interesant. Trebuie să ai multă răbdare, dar când ai grijă de un băiețel de 2 anișori așa simpatic, parcă uiți de orice problemă. Și totuși, câteodată nu poți fi chiar așa de înțelegător. Ce faci tu aici? Curulez! Foarte bine! Ai destule foi? Da! E bine, ok, super! Asticăreați! Foarte frumos! Păi, uite, colorează tu până vin eu. Că eu mă duc să-ți fac ceva de mâncare. Ce? Ești pretențios? Vreau clătite! Vrei clătite? Hai că-ți fac clătite! Cu dulceață! Sunt mic să mă bucur de asta! O să gătesc cu tine. Sigur mă iubește. Ha, 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 ha. Ce-am păcolit-o. Nici nu știe ce o Da, este foarte important când ești bună să nu-l lași singur mult timp, pentru că se poate întâmpla asta. Ce ai făcut eu aici? Ce-ai zis doar să colorezi? Îmi pare rău. Ești tare nebunatică. Așa copil n-am mai văzut. Dar sunt doar un copil mic. Un copil mic, ha? Și tu, ai fost la fel când ai fost mică. Și apoi am început iar să ne jucăm. Mi-ai făcut clătite? Păi n-am mai făină. Păi, am mi-e să facă. Și a început. Dar nu pasti. Nu cred că a spus așa ceva. Ne mai chem? Hai să mai chem. La deșel tu mic. Ce a vrut el, ne-a machiat. Apoi a început cu ideile lui trăznite. O să dansez cu ursulețul. Cursul ăsta mare? Da. E bine, Teo? Da. Nu mai râde de mine. Pupusă. Ce să fac? Pupusă. Ce mă pute să fac? Face tot ceva iau. Am păcăit-o. Nu vreți să știți ce a făcut Teo ca să mă impresioneze. Dar asta e o poveste pentru altă dată. Bine. Zi bine, tris așa. Bine. Cu dulceapă. Ok. Și încă o dată, două, trei și... Și tu ai fost la fel când erai mică. Și tu ai fost când erai mică. Și tu. Dacă v-a plăcut, dați share, subscribe, abonați-vă, apăsați pe clopoțel.